Paula Ungureanu, fostul portar al Naționalei Feminine de Handbal, va evolua din această vară la nou promovata CS Rapid București, după ce s-a despărțit de CSM București. Paula Ungureanu este una dintre cele trei handbaliste din România, alături de Aurelia Brădeanu și Valentina Ardean-Elisei, care au participat la toate marile performanțe ale echipei naționale din ultimii 15 ani. Argint la Mondialul din 2005, bronz la Euro 2010 și bronz la Mondialul din 2015. Este un început extraordinar pentru noua echipă a Rapidului. Mai avem mici detalii de pus la punct, iar la întoarcerea Paulei Ungureanu din vacanță vom semna și contractul. Ea este o jucătoare extraordinară, cu foarte multă experiență. Va fi liderul în jurul căruia vom construi echipa, a declarat Bogdan Vasiliu, manager al Rapid București. În ultimii ani, Paula a apărat constant în Liga Campionilor la Old Chim, HCM Baia Mare și CSM București. În trecut, ea a mai jucat pentru câteva echipe de top în vremurile respective, precum Hipo Viena, Dunafer și Podravka.